Bună dimineața! Sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață voi continua seria florilor pentru doamnele începătoare și vom lucra împreună această floare care reprezintă sau seamănă foarte mult cu o garoafă. M-am inspirat pentru a o lucra din prima floare pentru doamnele începătoare pe care am lucrat-o săptămâna trecută. Mi-a plăcut această idee, mi-a plăcut modul în care arată, modul în care se prezintă și de aceea, dacă vă face plăcere, astăzi dimineață vom lucra această floare. Exact ca și în celălalt tutorial, vom folosi în primul rând croșetul cu numărul 2, apoi menționez croșetul pentru a nu-l uita, apoi voi folosi culoarea alb, firul Bravo, voi folosi culoarea roșie din firul de macrame și nu în ultimul rând voi folosi acest tip de fir acrilic pentru a face frunzele. Apoi vom avea nevoie, pentru cine dispune în mijloc, de acest tip de floricică, să spunem așa, care imită foarte bine mijlocul unei flori. Cine nu dispune de aceasta poate folosi o mărgeluță. După care vom avea nevoie, ca în toate lucrările, de foarfece și, bineînțeles, de lipiciul meu lichid, pe care îl folosesc, așa cum vă spuneam, în toate lucrările mele care sunt lucrări demonstrative, pentru a vă ajuta să învățați anumite lucruri. Fiind prezentate acestea, vom începe lucrarea, pentru că aici vom avea un pic mai mult de lucru și aș vrea să mă încadrez în timp. Și voi începe cu primul rând de petale, care este identic cu petalele pe care le-am făcut la prima floare. Deci, în cercul magic, așa, voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține postul unui picioruș dublu, după care voi lua voi lua firul odată pe croșet și voi lucra al doilea picioruș dublu pe care îl voi ține aici. Voi face al treilea picioruș dublu iar acum voi închide toate trei piciorușele împreună. Voi face 8 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi lua firul odată pe croșet, voi intra în cercul magic, voi ține firul voi lucra din nou 3 piciorușe duble pe care le voi închide toate 3 împreună. Deci procedeul este același ca la floarea pe care v-am prezentat-o, cred că ieri, chiar dacă a fost duminică, a intrat pe grup. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri de lanț,
continua și vom face un nou grup de trei piciorușe duble pe care le vom închide împreună, 8 ochiuri de lanț, de față al patrulea grup. Sper foarte mult că se vede ceea ce fac. Mă așez la camera într-o poziție în care sper să vedeți bine. Voi închide și acest nou grup de trei piciorușe duble. Se face 8 ochiuri de lanț. Acum avem 4 grupe și vom face cel de-al 5-lea grup de 3 piciorușe duble. 1 2 al 3-lea le vom închide împreună. Voi face 8 ochiuri de lanț din nou. Voi strânge cercul magic. Și voi închide totul aici unde am început primul primul arc format din cele 8 ochiuri de lanț. Voi închide cu fir alunecat sau cu picioruș alunecat, cum vreți să îl numiți. Apoi din nou cu picioruș alunecat voi intra în interiorul primului arc și voi lucra. 3 ochiuri de lanț care țin postul unui picioruș dublu și voi continua lucrând 14 piciorușe duble în total. Deci la sfârșitul acestui arc vom avea un total de 14 piciorușe duble. Ne vom face loc în felul acesta, împingând piciorușele. 11 12 13 și acum cel de-al 14-lea picioruș dublu din primul arc. Apoi vom închide aici între arcuri cu un picioruș scurt. După care, cu piciorușul alunecat,
vom intra în cel de-al doilea arc și vom lucra în același mod. Deci, cine a urmărit primul tutorial cu floarea simplă pe care am realizat-o, își amintește perfect modul în care am lucrat fiecare arc. Deci vom continua lucrând în fiecare arc aceste 14 piciorușe duble. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând, să spunem. Am ajuns la capătul acestui rând, am îmbrăcat cele 5 arcuri cu câte 14 piciorușe duble. Acum vom închide lucrul. Vom intra aici între rânduri. Asta voi intra foarte greu pentru că lucrez strâns. Și vom închide acest prim rând care formează petalele. Am tăiat firul, am închis, după care va urma să ascundem firul dedesubt. Eu voi lucra cu croșetul, ascunde cu croșetul, dumneavoastră, după modul în care sunteți obișnuite, veți face fie cu croșetul, fie cu acul. Eu de multe ori sunt obligată să închid totul așa pentru că timpul mă presează, nu pot face tutoriale foarte, foarte lungi pentru că depășind o oră deja este prea mult pentru dumneavoastră. Deci vom ascunde firele de desubt, le vom scurta și acum vom intra cu firul roșu să lucrăm marginea care dă și nota de culoare floricelei, florii pe care o facem. După cum v-am amintit, am lucrat cu culoarea roșie, o altă floare am lucrat cu mov, aici voi continua cu roșu. Și voi face, am pus firul în felul acesta, două, voi intra aici în ultimul ochi din primul picioruș, dintr-un arc, indiferent care, așa, voi face un picioruș scurt, după care, așa cum vă amintiți, am lucrat trei ochiuri de lanț, 2, al treilea, m-am întors din nou în același picioruș, am închis totul împreună, după care mă deplasez în următorul. Voi face un picioruș scurt, după cum vedeți, trei ochiuri de lanț, voi închide totul în același picioruș.
nu este practic un picot, ceva asemănător. Îl deplasez în următorul. Piciorul scurt, trei ochiuri de lanț. Mă întorc în interiorul aceluiași picioruș și închid totul împreună. Așa cum vă spuneam, cine a urmărit primul tutorial la floarea simplă sau chiar și la fluturaș, modul de lucru este același. Bineînțeles, dumneavoastră, această parte cu firul de macrame îl puteți executa în ce culoare doriți, în ce culoare vă place. Eu lucrez cu roșu pentru că așa am pornit. 1, 2, 3. Întotdeauna aici vor fi doar 3 ochiuri de lanț. M-am întors în același picioruș și am închis. Apoi mă deplasez în următorul. Continuăm în felul acesta. Așa vom lucra până când vom termina această petală. După cum vedeți, nu este nimic deosebit, nu este nimic greu. De aceea, așa cum spuneam, am ales foarte mult să mă ocup un pic de anumite tutoriale pentru doamnele începătoare, pentru cele care sunt noi în arta croșetatului și așa cum am observat, foarte multe doamne prezintă modul în care se execută anumite cum să spunem, piciorușe, de cum se lucrează, cum. Însă modelele pentru dumneavoastră mai ușoare, mai explicite, nu am văzut. De aceea am ales să mă adresez dumneavoastră, pentru că în felul acesta puteți învăța să lucrați ceva frumos, ceva care să vă aducă atât mulțumirea sufletească, cât și mulțumirea faptului împlinit. Putem face un cadou plăcut celor dragi. Deci am ajuns aici la capătul acestei prime petale. Voi executa ultimul grup, să spunem așa, de cele trei ochiuri de lanț. Voi intra aici între petale, întorc în felul în care să vedeți, între petale voi face un picioruș scurt, bineînțeles, după care voi intra din nou în următorul arc, în următoarea petală, voi intra în ultimul ochi din primul picioruș dublu și voi face din nou un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț și continuăm astfel pe întreg parcursul acestui
al doilea rând din floricica noastră. Acesta este cel de-al doilea și, bineînțeles, și ultimul. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Iată, ne-a ajuns la capătul acestui al doilea rând din primul rând de petale. Aici, după cum vedeți, am lucrat până în ultimul picioruș dublu, apoi vom face piciorușul scurt, după care vom închide lucrul exact aici unde am început să conturăm petalele cu culoarea roșie. Deci aici noi vom în primul ochi vom închide, vom scurta firul apoi vom ascunde firele pe dos și vom ascunde cu dumneavoastră cu acul, eu așa, ca să scurtăm un pic timpii. Și vom trece la cea de-a doua parte, care este egală cu fluturașul. Și veți vedea de ce vă spun că este egală cu fluturașul. Uitați-vă ce frumos a ieșit acest prim rând de petale. Acum vom începe cel de-al doilea rând. Acel de-al doilea rând, din nou, în cercul magic, vom lucra de această dată în felul următor. Vom face trei ochiuri de lanț, scuzați, pentru început, apoi un picioruș dublu și cu acesta primul de cele două voi face al treilea picioruș dublu, deci practic aceleași mișcări, le-am închis toate trei împreună, voi face 8 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi face al doilea grup de câte 3 piciorușe duble. 1, un picioruș, al doilea, ținem totul pe croșet, nu uitați, al treilea picioruș dublu, le închidem împreună și vom face cele 8 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Apoi ne întoarcem din nou în cercul magic. Deci până acum avem două grupe lucrate, vedeți? Două grupe de câte trei piciorușe duble închise împreună și despărțite de aceste 8 ochiuri de lanț. Acum vom face cel de-al treilea grup. Deci avem un picioruș dublu, al doilea,
Al treilea. Închidem totul împreună. Vom lucra din nou 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și acum voi lucra cel de-al patru și ultimul grup de piciorușe duble. Deci voi lua odată ochiul pe croșet, vedeți? Intru din nou în cercul magic și voi face un picioruș dublu, al doilea, al treilea, închid totul împreună, voi face 8 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, strângem cercul magic, închidem și vom închide aici unde am început primul arc format din cele 8 ochiuri de lanț. Deci exact ca la partea cealaltă, primul rând de petale. Okay. Vom închide cu piciorușa alunecat, apoi intrăm din nou cu piciorușa alunecat în interiorul primului arc. Voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține postul unui picioruș dublu. Vom lucra celelalte piciorușe duble care vor fi în fiecare arc în total de 14. În felul acesta 3, 4, 5, 6, 7. Și vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând. Deci, în fiecare arc vom forma un număr de 14 piciorușe duble. Am terminat și cel de-al doilea rând de petale care vor forma garoafa. Am îmbrăcat cu roșu marginile, exact ca la primul rând, iar acum vom face cel de-al treilea și ultimul rând de petale. De data aceasta, în cercul magic, sper că vedeți, voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține postul unui picioruș dublu. Deci avem 1, 2 și al 3, da, așa. Voi lua din nou pe croșet și voi forma din nou același grup de 3 piciorușe duble. Nu închid, voi ține firul aici pe croșet. Le voi închide pe toate 3 împreună. Voi face din nou 8 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iau firul odată pe croșet, voi intra în cercul magic, voi face primul picioruș dublu, al doilea, al treilea, le voi închide împreună, voi face din nou 8 ochiuri de lanț, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. Voi lua din nou firul pe croșet și voi intra în cercul magic pentru a forma al treilea grup de 3 piciorușe duble. 2, 3. Le voi închide împreună și face din nou 8 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi închide cercul magic și voi închide din nou exact ca la celelalte petale, aici unde am început primul arc format din cele 8 ochiuri de lanț. Vedeți? Voi închide cu fir alunecat cam greu pentru că lucrez strâns, așa cum știți. Voi trece din nou cu fir alunecat în primul arc. Voi face 3 piciorușe duble care vor ține locul unui picior, 3 ochiuri de lanț, scuzați, care vor ține locul unui picioruș dublu și vom lucra în același mod ca la celelalte petale un număr de 14 piciorușe duble în fiecare arc, iar apoi vom îmbrăca totul în culoarea roșie, exact cum așa cum v-am arătat la celelalte petale. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat și acest ultim această ultimă parte a garoafei, pentru că vom face frunza și vreau să insist un pic pe frunză. Deci nu uitați, în fiecare arc vom face un număr de 14 piciorușe duble, apoi le vom îmbrăca pe margine cu culoarea roșie sau culoarea pe care doriți dumneavoastră. Așa, și noi ne vom întâlni când vom termina și această parte a lucrării. Am terminat și această a treia parte a florii, formată din 3 petale. Acum avem pentru floare tot ceea ce ne trebuie. Va trebui să facem frunza. Cu filatul acrilic de care vă vorbeam la început, vom lucra frunza. Însă aceasta va fi mult mai subțire, pentru că, așa cum știți, frunzele de garoafe sunt mai lungi și mai subțiri. Deci frunza va fi aceasta. Și vă voi arăta modul în care se execută. Vom face un mic lănțișor pe care nu îl vom închide de tot. Vom lăsa un pic mai larg, după care vom lucra un număr de 16 ochiuri de lanț. Vom face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 16. Acum, începând cu al doilea ochi de lanț, ne întoarcem în jos, lucrând piciorușe scurte. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iar aici, în ochiul de lanț pe care l-am lăsat mai larg, vom lucra în interiorul acestuia 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3-lea. Deci, în felul acesta am ajuns din nou la un număr de 16 piciorușe scurte. Vom închide bine, vom trage de fir și vom închide acest picioruș și ne vom întoarce în sus, din nou, lucrând piciorușe scurte. În același timp voi prinde și firul, o parte din firul, vedeți, capătul firului care am început lucrul, îi vom da stabilitate să-l prindem și pe el până la un anumit punct, unde apoi îl vom abandona, îl vom lăsa singur, pentru că îl vom scurta, deci aici îl lăsăm deoparte de acum și voi continua cu piciorușe scurte. Până aici, unde vom avea două ochiuri de lanț. Deci eu trebuie să mai fac un picioruș scurt
ne-au rămas aceste două ochiuri. Acestea nu le lucrăm. Acum vom face un ochi de lanț, vom întoarce lucru și pornim de aici, din primul picioruș scurt, vom lucra piciorușe scurte, ne vom întoarce în jos. Dăm 1, deci 1 deja l-am lucrat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, iar aici, în al 13-lea, vom face 3 piciorușe scurte. 1, 2, al treilea, aici este un pic mai strâns, și apoi vom continua cu piciorușe scurte, ne vom urca în sus din nou. Piciorușe scurte până când vom ajunge la aceeași înălțime, deci ne vor rămâne aici două piciorușe scurte pe care nu le vom lucra. Acest tip de frunze este, după cum ați văzut, diferit de frunzele care se fac după modul croșetului tunisian. Aici avem deja două ochiuri care ne rămân libere. Voi face ultimul picioruș scurt, un ochi de lanț, mă voi întoarce în jos. Începând să lucrez piciorușe scurte din primul ochi, din primul picioruș scurt. Vorbeam de acest tip de frunză. Acesta face parte din croșetul irlandez. Tehnica de care ne vom ocupa un pic pe parcursul acestui an, așa cum vă spuneam la ultimul live pe care l-am făcut, în acest an vom aprofunda un pic diferite tehnici de lucru, între care și
vom învăța și un pic din croșetul irlandez, ceea ce este mai ușor. Am ajuns aici la capăt. Voi face din nou în ultimul picioruș de aici, voi face un număr de 3 piciorușe scurte în același picioruș. Mă voi întoarce, voi intra aici în următorul și voi închide lucrul. În felul acesta vom lucra frunzele. Voi tăia firul. Așa cum v-am arătat și data trecută la frunzele pe care le-am lucrat pentru floarea simplă, în cazul în care frunza dumneavoastră nu are forma dreaptă, căci depinde și de firul pe care îl folosiți, pentru a-l face să stea stabil, vom folosi fixativul pentru păr. Deci îl vom da cu un pic de fixativ. Eu voi face direct în modul în care dumneavoastră puteți vedea. Înainte de a le monta, bineînțeles, le veți pune un pic la o sursă de căldură în apropierea sau chiar pe calorifer sau lângă sobă, depinde unde locuiți. Și în felul acesta vom face frunzulițele. Când se va usca fixativul, bineînțeles că frunza va sta dreaptă. Pentru a scurta, trecem la montarea garoafei. Deci avem frunzele și avem cele trei rânduri de petale. Eu voi folosi lipiciul lichid. Deci voi lua primul rând de petale, cel format din 5 petale. Voi pune un pic de lipici lichid pe ele. Voi atașa petalele, cele 4 petale, al doilea rând, voi pune deasupra. Apoi din nou voi pune lipici lichid voi atașa cele 3 petale, deci ultima parte lucrată din 3 petale voi aranja aici. Voi pune din nou un pic de lipici lichid și voi pune această floare în mijloc, în felul acesta. După care, de desubt, voi atașa frunzele. Vedeți ce frumos aspect are? Eu am făcut doar 2 frunze. Așa. Și voi aplica o frunzuliță.
apoi voi aplica pe cea de-a doua. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți lucra mai multe frunze, nu este nicio problemă. Eu, așa cum vă spuneam, lucrez în scop demonstrativ, în modul în care puteți învăța lucruri noi, lucruri interesante pe care nu le cunoașteți. M-a plecat și această a doua frunzuliță, voi ține apăsată aici să se lipească, trage un pic să fie totul bine lipit, iar cu aceste părți de fir care ne-au rămas, foarte ușor putem îmbrăca codița. Bineînțeles, dumneavoastră, dacă doriți, puteți aplica în jos pe codiță mai multe frunzulițe. Vedeți, foarte simplu. Aici la capăt voi pune un pic de lipici. Dacă nu aveți acest tip de floricele, să spun așa, care să le aplicați în mijlocul florii, puteți foarte bine face într-o mărgeluță să introduceți un fir de sârmă și apoi îmbrăcându-l așa cu culoarea verde, veți crea codița garoafei. Și uitați-vă, aceasta este ceea ce am realizat astăzi dimineață. Eu sper foarte mult să vă placă, sper foarte mult că va fi apreciat ceea ce v-am prezentat, că voi vedea pe pagina grupului o parte din ceea ce eu vă învăț. Aș dori foarte mult să vă rog, dacă din întâmplare vedeți acest tutorial, să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș, căci înscrierea și vizionarea tuturor tutorialelor este gratuită. Pe canalul de YouTube veți găsi mai multe tutoriale, unele mai ușoare, altele un pic mai complicate. Veți alege ceea ce doriți. Am mai mult de 100 de tutoriale încărcate, de aceea vă rog foarte mult pentru a mă ajuta să merg înainte cu acest canal de YouTube, să vă abonați. Este foarte ușor, doar apăsați unde scrie înscrie-te și clopoțelul care vă anunță de câte ori eu încarc o nouă lucrare. Vă doresc o zi de luni frumoasă, o săptămână minunată, o săptămână în care să vă bucurați de pace, liniște, de multă sănătate, de bucurii la orice pas și, bineînțeles, vă urez spor la lucru, spor în tot ceea ce faceți, iar noi ne vom reîntâlni cu un nou tutorial care, cred eu, va fi la fel de interesant pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș și vă aștept cu like-uri, cu comentarii.
comentarii, cu critici, dacă este nevoie, pe canalul de YouTube. La revedere, o zi frumoasă tuturor!